Mai avea o lună și două zile și ar fi devenit centenar. Francezul, care știa că nu putem găsi piatra filozofală, însă e minunat că o putem căuta, spunea că își datorează longevitatea consumului de căpșuni. Nepotul lui Napoleon I a reeditat la o scară poate ceva mai mică, după 50 de ani, traseul înaintașului. Revoluția de la 1848 l-a adus în fruntea celei de-a doua republici pe care a transformat-o în imperiu. Bismarck i-a pus capăt în 1870. Regele Gentilom a desăvârșit unitatea Italiei în 1878, chiar dacă a trebuit să se lupte cu autoritatea papală și conservatorismul acesteia. Roma a devenit capitala Italiei, iar papa prizonier între zidurile acesteia. Deși toată lumea crede că el a inventat termenul robot, se pare că fratele său, Iosef, este cel care a avut ideea, care s-a înrădăcinat mai întâi în literatura science fiction, apoi în viața noastră cotidiană. Viața trăită alături de Sartre a dus-o spre existențialism și ateism. A rămas celebră convingerea ei, conform căreia nu te naști, ci devii femeie. Păcătuia, vorba poetului, curat, crezând cu lacrimi mari de ochiatei că însuși Dumnezeu este bărbat și nu le înțelege pe femei. Dramaturgul și actorul evreu are meritul de a fi înființat la Iași primul teatru profesionist în limba yiddish din întreaga lume. S-a mai remarcat și prin aceea că a fost autorul primei piese în limba ebraică jucată în Statele Unite. Cel de-al 37-lea președinte american a fost primul obligat să demisioneze din funcție. Scandalul Watergate a făcut carieră, fiind acum un soi de etalon pentru năzdrăvăniile pe care le-ar putea face puternicii lumii. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Biochimistul american născut în fostele Indii britanice a impresionat jurul Nobel în 1968 pentru deslușirea rolului pe care l-au nucleotidele în sinteza proteinelor. A înțeles și mecanismul combinării secvențelor ADN, realizând prima sinteză completă a unei gene. Unii spun că a deschis o cutie a Pandorei. Într-o carieră de 5 decenii a lansat peste 30 de albume, înregistrând cântece în 8 limbi diferite. Implicarea în acțiuni umanitare pentru non-violență, drepturi civile și ale omului i-au adus supranumele de conștiință și voce a anilor 60. A căzut victimă războiului dintre ceea ce își doreau muncitorii și ceea ce își doreau unii patroni în capitalismul de tranziție românesc original. Cei din urmă au văzut prea multe filme cu mafioți și au pus la cale primul asasinat sindical din România. Uzina metalurgică a devenit astăzi ArcelorMittal Tubular Product. A avut primul concert cu trupa rock Iris în 1980. A renunțat la facultate pentru a cânta alături de Walter, Boro și Nelu, iar când ei nu vor mai fi, ne vom aminti că a fost odată Iris. Cele 12 țări membre, mari producători și exportatori de petrol brut, au dorit să-și protejeze interesele încă de la începutul anilor 60. Între timp a existat o criză a petrolului prin 73 și două războaie în Golf. Atleta născută la Chișinău a participat la 6 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice între 1952 și 1972, realizare consemnată și în cartea recordurilor, dar nu s-a mulțumit cu principiul important e să participi. În 1960 și 1964 a obținut bronzul, iar în Mexic aurul olimpic la aruncarea discului. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.